Pe 11 iulie se va încheia prima perioadă de înscriere a absolvenților de clasa 8-a în licee, în situația aceasta fiind aproape 2600 de elevi hunedoreni. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean recomandă elevilor, părinților și dirigenților să completeze cât mai multe opțiuni pentru ca aceștia să prindă un loc în învățământul liceal. Așa este, în această săptămână se lucrează, cum am spune, pe două fronturi, se completează fișele de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal și, în paralel, fișele de înscriere pentru admiterea în învățământul profesional și dual. Prima etapă se va finaliza până în data de 11, deci luni se va încheia această completare a fișelor de înscriere pentru liceu. Sigur, recomandăm un număr cât mai mare de opțiuni. Au fost instruiți dirigenții claselor a 8-a să consilieze părinții în așa fel încât să nu existe surprize la final. Ierarhia județeană este publicată, fiecare elev știe care este locul său în această ierarhie și recomandăm să facă opțiuni pertinente. Există și elevi care se înscriu la învățământul profesional și dual, perioada de înscriere a acestora încheiindu-se vineri, 8 iulie. Aceștia nu sunt repartizați computerizat, ci se înscriu direct la școlile profesionale pe care doresc să le urmeze. În nedoritul caz în care totuși vor rămâne absolvenții de clasa 8-a neînscriși în vreo formă de învățământ, pentru aceștia va mai exista o etapă de repartizare, fiind suficiente locuri de continuarea studiilor în unitățile de învățământ din județul Hunedoara. În ceea ce privește înscrierea la învățământul profesional și dual, se va finaliza în cursul acestei săptămâni. Acolo nu vom avea o repartizare computerizată, fiecare elev având posibilitatea să meargă direct la unitatea de învățământ pe care o alege. Noi sperăm că în cursul săptămânii viitoare, când se va finaliza această repartizare computerizată, să avem un număr cât mai mic de elevi care nu vor fi repartizați în această primă etapă. După cum știți, admiterea are și etapa a doua. Ca atare, vrem să liniștim părinții că nici un elev de clasa a 8-a, nici un absolvent de clasa a 8-a nu o să rămână nerepartizat. Avem suficiente locuri la liceu și în învățământul profesional și dual. Cea de-a doua etapă de înscriere în licee sau la învățământul profesional și dual se va desfășura între 25 iulie și 5 august, după aceeași procedură ca și în prima fază. Mai este de menționat că absolvenții de clasa 8-a, aparținând etniei rome și cei cu cerințe educaționale speciale, pentru care sunt alocate locuri separate, au aflat astăzi unde își vor continua studiile.